Bubotează, această mare sărbătoare creștină este cinstită conform tradiției în stațiunea Stâna de Vale din județul Bihor. Cam fiecare an, la izvorul minunilor din stațiune, a fost oficiată slujba de sfințire a apei ce vine din inima muntelui pentru a se păstra pură și sănătoasă. Un sobor de 5 preoți ortodoxi, în frunte cu părintele stareț al mănăstirii Stâna de Vale, arhimandritul Serafim Pop, a sfințit apele izvorului de munte. Preoții, alături de turiștii care petrec aceste zile de sărbătoare în stațiunea Stâna de Vale, s-au rugat pentru sănătatea tuturor celor care vor bea apă din izvorul minunilor. E o tradiție îndătinată și plăcută oamenilor, agreată cu un duh de rugăciune la prezența la sfințirea izvorului minunilor. E o atracție nu numai de Bobotează, e o atracție în decursul anilor, pentru că oamenii vin, precum și astăzi, în număr foarte frumos, să participe la slujba de sfințire, dar ei vin și peste an. De Bobotează, preoții cheamă Duhul Sfânt asupra apelor de pe tot cuprinsul țării. Prin taina săvârșită de preoți, apa capătă proprietăți cu efecte benefice pentru sănătatea trupului și a sufletului. Am venit pentru a gusta din apa sfințită și pentru a vedea frumosul peisaj de aici. Ce faceți cu apa sfințită? O duc acasă și timp de 8 zile voi bea fiecare dimineață pe stomacul gol. Îmi place foarte mult la Stâna de Vale. Foarte frumos, mai ales că am avut și un timp extraordinar, poate nemai întâlnit de Bobotează. Din vremuri străvechi, în jurul izvorului minunilor s-au țesut legende fascinante. Potrivit unei astfel de legende, izvorul s-a născut dintr-o mare iubire, între o fată de împărat din Țara Ghețurilor și un fecior de crai din Țara Focului. Există credința că apa izvorâtă din această mare iubire face posibil orice miracol. Se mai spune că omul care bea apă din izvorul minunilor se curăță trupește și sufletește și își păstrează tinerețea. Bobotează este penultima din șirul sărbătorilor de iarnă. Sâmbătă va fi prăznuit Sfântul Ioan Botezătorul, încheiind astfel sezonul sărbătorilor. Aproape 2 milioane de români își vor sărbători onomastica.